Acesta este al doilea vlog. Ieri am lansat primul vlog odată cu aniversarea a 5 ani de uriesvlog.ro. Unii dintre voi ați și văzut videoclipul. În seara asta am decis să vorbesc despre o idee care pe mine personal mă obsedează de câțiva ani, oarecum. Și anume despre ideea de a renunța. A renunța la orice. Facem uneori lucruri în viață sau avem activități în viață care ne plac. Doar că acele activități presupun uneori să facem și lucruri mai grele, care nu ne plac. Ca să progresăm, să devenim mai profesioniști, trebuie să ne dăm uneori cu capul de pereți, să avem eșecuri, care nu ne plac, evident. Uneori aceste eșecuri apar din vina noastră, uneori apar din vina altora. Apare uneori un moment în care unii dintre noi se satură și spun nu mai vreau, nu mai pot, eu renunț. Și renunți. Ce se întâmplă? Nu o să mai faci ceea ce vrei să faci și ți-ar fi plăcut să faci în viața asta, dar apare un fel de eliberare, un fel de relaxare, adică ceva de genul gata, s-a terminat. S-a terminat cu problemele, s-a terminat cu toate greutățile alea, s-a terminat. Sunt liber, sunt relaxat, pot să dorm cât vreau eu, pot să fac ce vreau eu. Da, nu contează că nu fac ceea ce am vrut eu. Asta este. A fost greu. Începe să dăm vina pe alții și și să găsim scuze. Bun. În timp, analizând fenomenul ăsta, eu am ajuns la o concluzie. Că cel mai ușor lucru din lume este să renunți. Și ca să îmi susțin teoria asta, vreau să vă vorbesc pe scurt despre o întâmplare reală care s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial. Și într-una dintre cărțile acelea am citit o întâmplare cu lagărul de la Auschwitz, în care pe vremea aia era un director care, fascist, hitlerist, mă rog, ce era el, german, care se plictisea. Și care, la un moment dat, a spus așa: vreau să-mi aduceți 10 prizonieri în birou la mine. Nu mă interesează cum sunt. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, n-are importanță. Să fie adulți. Cred că erau numai adulți, nu? Nu mai merg aminte, în fine. Ordinele lui au fost executate, au apărut deținuții, au fost aliniați în fața lui. Biroul lui era un pic mai întunecat, ca și mintea lui, probabil. El s-a ridicat de la birou, s-a dus în fața lor și a început să-i privească pe fiecare în ochi, plimbându-se de la fiecare, de la unul la altul. I-a privit, cred că cam în genul ăsta, în ochi și după care, pe fiecare, după care s-a retras câțiva pași și a spus: în spatele vostru acolo este o ușă, alta decât cea pe care ați intrat. Cine are curajul
să iasă pe ușa aceea, va fi liber. Cine nu, va fi împușcat de propriul meu pistol. Ce credeți că s-a întâmplat? Nimic. Prizonierii au rămas pe loc. Ofițerul i-a scos pe toți afară, i-a aliniat din nou și i-a împușcat cu propriul lui pistol pe fiecare. Imediat după întâmplarea asta a venit un alt ofițer, adjuntul directorului, și l-a întrebat: bun, dacă prizonierii aia, sau da, dacă prizonierii aia ieșeau pe ușa aia, ce făceai? I-aș fi lăsat liberi, a răspuns ofițerul. Sunt ofițer german și mă țin de cuvânt. Nu știu că s-ar fi ținut de cuvânt acel ofițer german, fascist, hitlerist, cu cuvintea bolnavă, dar cred că acei 10 prizonieri nu au ieșit pe ușa aceea pentru că ei, cu ceva timp în urmă, nu știu cu cât, au renunțat. Respectiv, au simțit că greutatea vieții lor și problemele care existau în viața lor, respectiv prizonierii într-un lagăr fascist, i-a apăsat foarte tare și ei au spus în sinea lor: gata, din momentul ăsta nu mai lupt. Și n-au mai luptat. Poate că, știu, e ușor să gândești la rece. Poate că eu, poate că tu, poate că voi, dacă am fi fost atunci acolo, am fi încercat să ieșim pe ușa aia. Sau că eu personal m-am gândit, zic, bă, dar de ce n-au ieșit pe ușa aia? Pentru că oricum nu aveam nimic de pierdut. Că te împușca acolo, după ce ieșai, că te așteptau niște alții soldați nemți și te-ar fi împușcat, sau că te împușca ofițerul ăla, nu, n-a nicio diferență. Poate diferență de grad, că te-a împușcat un ofițer și nu un soldat. Dar în rest, tot un glonț în cap îți luai. De ce n-ai fi ieșit? N-am înțeles. Poate mi-explicați voi în comentarii, nu știu. Haideți să dezbatem subiectul ăsta. Pentru mine e foarte interesant subiectul ăsta. Chiar aș vrea să interacționăm și să vorbim. Să aud păreri. Acesta este cel al doilea vlog. Sper că veniți și discutăm despre subiect. O să postez undeva la 2-3 vloguri pe săptămână. Prin urmare, haideți. Abonați-vă, like, share, comentarii. Haideți să facem împreună o chestie faină. Haideți să comunicăm, haideți să dezbatem tot felul de subiecte. Eu chiar vreau să interacționez cu voi și să discutăm despre tot felul de subiecte. Cam atât pe seara asta. Ne vedem tura viitoare. Hai, v-am pupat, o seară faină. Pa, pa!